E frunză verde și o lună. Hai, necostică, că dacă nu stai numai pe loc, stai. Tot treaba avem azi. Am pus pe socră la treabă să mă viața mea de bămin dacă nu e belau de casă. Mai are până mă umplu și eu tractorul ăsta. Suntem aici la un vecin. Avem nevoie de banca la Balamuc. Am venit la mine cu oferta de ce îți dau 10 milioane, nu mai recoltează și mie terenul ăsta. Cu combina lui, cu toate alea, toate care e combina destul de șmecheră. Pentru cartofi și pentru steclă e destul de bine. E acolo cu al meu. Eu tot își pune aur. Ceva, mă, moșule! Hai, salut, patraulea! Salut, salut! Ia stăm un pic la umbră aici, dar ce faci? Uite, mă uit la socră meu cum muncești. Ok, bun, dă-ți la umbră să nu te vadă, că vine și el după aceea. A, să lasă să facă treabă, că stă bine acolo. Ce faci? Bine, sănătos, voinic? N-am mai trecut pe la matale, că dacă tot am avut o grămadă treabă și... Dar știi ce am avut și eu acolo la mine, nu? Cu apa, cu... Acum mă duc până la magazin să mai iau niște aditivi de aici, nu știu ce dracu, ne mai ies acolo să mai iau ce le mai trebuie. Să termin și eu de renovat. Ți-au dat ăștia ceva de la primărie acolo? De la primărie și mi-au mai dat și cu de la țava ce știi când a fost spart atunci. Și am făcut și cu fonduri europene de la Ocol, știi, m-au băgat și mi-am făcut un gater, ceva de făcut paliet. Și ce mai rămas am băgat în casă. Am văzut că erai pe acolo cu o grămadă de mașini, cu curte, cu o grămadă de chestii pe acolo, muncitori alea, dar nu, am zis, zic, nu vin să te mai deranjez, că și eu nu mai știu ce să mai fac. Astăzi am ajuns pe acasă, că pe urmă, ce vreau să te întreb. Sunt aici cu John, la unchesul la mea, Pandele, în Bălțești. Am stat de vorbă acolo cu viceprimarul și are niște terenuri de pădure pe acolo, trebuie să scoată lemn, trebuie să scoată alea. Din câte știu eu, Bălțești, tu aparține tot de acolo, Silvic, de unde ești, matal. Da. M-a întrebat dacă cunosc pe cineva să tragem niște lemne de acolo. Că vrea să facă niște mobilier, niște scaune, niște mese, niște nebunii, pentru că are un șantier în lucru și trebuie să scoatem și niște bârne, să scoatem și niște pătrați și toate nebunile vrea să le facă. Dacă îți dau adresa și mergi matale și vorbești cu Ferucio, cu viceprimarul de Bălțești, te duci? Mă duc, da. E de treabă și de bănet. Mă duc, nu mă știi ce, trebuie să mă duc întâi să văd un pic din cât știu eu. Eu am fost de vreo două ore acolo și am dus niște puieți. Pădurea acolo e cam nașpa, să nu cumva să ne trebuiască furnicular ceva. Eu știu cu tapa acolo, că pădurea cam. Eu nu știu pădurea, că n-am văzut pădurea, eu doar am vorbit cu el și mi-a zis ce am avut de zis, adică nu. Zic, hai că da. Eu știu pe cineva, vorbesc cu Moș Aurel și nu. Păi, trimite-mi tu adresa și eu dau o fugă cât e până la Bălțești. Mă duc acolo și vorbesc cu, caut, deci vișini, cum ai zis să-l caut, pe, cum îl cheamă, pe viceprimar? Ferucio. Ferucio. E stat în Italia, e născut pe acolo, după aia a venit în România. E de treabă el, vorbește el mai una cu alta. Ia zi, vrei! Te tot claxonezi atât. Salutare, Aurel. Salut, Costică. Da, și dacă mergi să vorbești cu el, spune ce, cum și în ce fel, mai ales dacă zici că ai fost și ai dus ceva puies pe acolo, eu zic că e treaba e bună. Nu-i așa, dar cum? Așa, auzi, matale... Mă duc până la magazin. Așa? Să treci la mine, numai bine, să arăți ce am făcut, că asta am nevoie de tine aici acasă. Cu încărcătorul și ala cu... Bine, Aurele, nu promit nimic, dar trec, fac tot posibilul și trec. Să scap de femeie, că uite așa mai plec și eu și ala, că cum pune mâna pe mine, o găsește treburile, o găsește toate alea. Când poți tu, eu mă duc până la magazin, ne auzăm. Când ai timp, treci la mine. Da, da, ia. Când trec timp, tu trebuie tine adresa. Hai că deja mă sun. Alo. Alo, ce faci, mă, omule? Te mă pusesem și eu întins pe spate la soare cu socră mea aceea. Stăteam de vorba amândoi. Vrei, du-te și alea că ai blocat traficul aici, nu lăsa ăla acolo. Lasă-l de al dracului de trafic. Ia, auză-l și pe tăte. Ia zi. Ești cam blond și vrei să te arzi un pic. Da. Ia fii atent că am făcut puțină ordine pe-n curte pe aici. Așa. Și m-am împiedicat de grătarul ăsta. Bă, al naibii ce-o ruginit, mă, a prins o rugină. Un grătar, nu faci și tu? Că tu mă întrebi mereu, ce faci de mâncare, ce mâncăm, mă, iată că aș mânca și eu un grătar. Păi și uite, tu la piață și ia ce-i de luat și...
Mă du-te-și tu la piață, de ce să mă duc eu dacă trebuie să te duci tu? Așa că ia frumușel și treci pe la piață și cumpără ceva pentru grătar, că eu te aștept acasă. A venit și rândul tău să mai faci ceva de mâncare, un grătar sau ceva. Ruginit acolo în curte, l-am cumpărat degeaba. Investiție degeaba. Am înțeles. Hai că mă duc aici sus în piață, dacă ești și îți iau și trec când mă duc să duc remorcile astea cu speclă. Vezi acolo ce găsești, niște ceafă, un cârnăcior, un ceva, un ce, ai și tu poftă să punem pe grătărel, întreabă-l și pe tăticul, nu știu. Ce vrei, vrei ceva la grătar? Normal că vreau ceva la grătar. A, ce vrei? O grasă. Nu o grasă, o femeie, o grasă de cotnari. Am înțeles. De sub cotnari. Dar mă și speriasem cu grasele lumea tale, vrei că te crește colesterolul după ce că ești și firav, aia mai trebuie și una de aia. Vezi că mă duc să iau ceva de aceea de sus din piață și pe urmă trebuie să trec pe acasă. Hai că okay, de cu... dacă, patraulea, dacă tot te duci la piață, adu-și o bere rece dacă vii înapoi. Să vedem dacă găsim, hai, mușca aia okay. De acolo. La piață acum. Are socrul meu niște astea, dar nu-și lasă toate utilajele numai în mijlocul drumului. Mișco, băi! Zici că e asfaltul lui, mă, zici că e străzile lui, zici că nici primar dacă era asta de-l făcea măsa să dea dracu dacă stăteai la așa pe... Traficul, dă-l dracu de trafic, n-are, el e pe treaba lui. Și fumat dacă era, nu era așa prăjit. Am impresia că femeile astea a început să-l prăjească rău de tot. Ia să mă bag și eu aceea. Uite așa. Ia să vedem. Dacă nu-i dă cineva pe aici. Avem carne proaspătă, carne proaspătă. Alo, vinde cineva aici? Alo, da, se vinde. Scuze, eram ocupat cu YouTube-ul. Pe YouTube? Da, e viață pe câte unii. La cine? La NPX, au postat episod nou. Mă uitam și acolo, dacă tot nu a fost lume de dimineață. Ce face ăsta NPX-ul ăsta? Hei, face și el videoclip acolo cu... O să intru până la tine să văd și eu cu ce face... Intră liniștit. NPX Corner. Și astea ce e? Jocuri de-alea pe calculator? Da. Am înțeles, gata, hai că iese înapoi. Ia atent. Spune. Dă-mi și mie o ceafă, la vreo 2 kg așa. Ok. Dar ce te-aș ruga? Taie-mi și mie undeva la un deget și jumătate grosime, așa pentru grătar. Dă-mi și niște cârnăciori. Niște cârnăciori de aia pleșcoi, ai? Da, trebuie să fie acolo. Păi mă uit acum și... Așa. Știu că e magazin de fructe de coteț, dar știu că mai aducea pe aceea patronul următoare niște grasă de aia de cornare. Trebuie să mă uit în frigider, nu sunt sigur, dar trebuie să mă uit și zic dacă am. Dacă ai, îmi dăm și 2 sticle de alea. Așa. Nu mi-a zis femeia dacă vrea pui ceva sau alea. Azi niște pastrame, niște pastrame ai? Am, este acolo în față. Dacă te uiți, uite, pe primul rând, pe acolo trebuie să fie. Am înțeles. Dăm și niște pastramă de asta de berbecuț. Și cam atât, că nu mâncăm cu 10 guri. No, bun, atunci, Fă-mi o socoteală, mă duc aici până la vecinul tău să văd dacă are niște dovlece. Bun. Hai că ne auzim. Să vedem dacă are sau nu are varză, are ulei. De aici nu e nimeni. Hai să treci, Nea Gheorghe! Mere cartofii, mere! Dacă Nea Gheorghe, de când îl știu, vinde cartofi. Și surd, mă mai duc să alea, că dacă mă bag în seamă cu el, nu mai scap. Ia, Aurelei! Lei! Da, patraulea! Batale, ce mănânci așa? Mănânci și pastramă de berbecus, că face vrenui ca un grătar. Bine, facem noi un grătar și dacă e să te invit pe la mine. Cum să nu? Știi tot ce carne că eu mănânc. Tot ce carne, nu? Da. Asta zic. Nu, dacă vrei ceva, uite, vino aceea pe la băietul ăsta și îmi spui dacă vrei ceva în plus. Că are de toate pe aceea. Ia uite ce
are băiatul ăsta aici? Are, are de toate și cărnați. Eu am luat niște cărnați pleșcoi, niște berbecuși și niște ceafă de porc. Vrei altceva? Vrei un cotlet, ceva? Vrei vită? Nu, e bun atâta. Ah, bun. Toate fructe de coteț aici. Măuleu, mă băiete, dar tu de unde ești? Ei, din România, de unde să fiu? A, ești din România, nu? Că mi se părea după față, așa, parcă ești din altă parte. Dar e bun, hai, vânzare bună. Patraule, mă duc să duc astea acasă, ne auzăm, da? Du-te, Neaurele, că și eu trebuie să trec acum pe la Veronica. Ia și tu, poate are și o sticlă de vin, da? Că eu am luat. Dezastru cu la mine. Fu, pierde. Am luat niște grase. Ne auzăm. Hai, bine. Ia zi, tinere, cât... Uite aici, 150 de lei. 150 de lei, cap, dar cu ce le creșteți mâncava stilul vostru? Că dacă nu mai am... Așa, bun. E cu tot cu vin, da? Da, bun, cu tot. Bun, așa. Mersi frumos, să ai o zi bună și vânzare cât mai multă, ce să zic. Merge treaba aceea, că văd că v-ați instalat aceea vreo câteva corturi, poate se extinde, faceți aici un târg destul de mare. Mă, până acum au mers cât de cât, nu cine știe ce, dar poate pe timp, na, vede lumea piața și cine bun, știe. Bun, gata, nu te mai țin de vorbă, du-te înapoi, uite-te acolo la NPX Cornel, da? Da. O să încep să mă uit și eu când am timp, dar la timpul meu, hai, numai bine, uite, sănătate! Uite, merită, sănătate! Bine de când s-a făcut piața asta aceea, e bine. Mai vii, mai iei ceva proaspăt. Acum trebuie să iau remorcile după mine, să trec, să las astea și să ies pe-n spate, să tai de cap. Mai termin eu treaba. Până poi marți. Eu trag cu runa apoi. Că-l pot să oprăm ce sprinten e. Vrei? Vezi că am găsit și grasă de coordonare, am luat 3 sticle, că vine și Neaurel. Mă duc să las astea lui Veronica și trec, o iau pe-n spate, mă duc încolo să duc remorcile astea. Să nu uite să le pun la frigider, dar o bere ai adus și tu? Ai uitat? Am uitat de bere. Păi mama e de bere. Du-te aceea sus, vezi că e băiatul ăsta care e asta, vezi că are și el pe acolo pe-n spate câte ceva. Dacă nu te duci lângă, vezi. E dat libertate lui Mitu, faci umblă numai de alelea. Dar ce să-i fac, asta e? Era aici cu noi. Hai că am încurcat traficul aici, hai. Du-te și ia-ți bere și vezi, dar nu bei dreacu să numai alea, că avem de treabă, trebuie să luăm tot terenul ăsta de aici. E drăcia, dreacu. Uite ce de trafic am făcut și coada am făcut. Ferească Dumnezeu și băi culița Domnului. Mamă, dar am o greutate pe mine. Altă viață cu remorcuțele astea. Mult mai mare decât alea pe care le-am avut. Și mai late și... Da, grele. Mai ales fecla asta. E nebunie cu ea. E nebunie cu ea. Ia să mă bag să... De ce-mi face mie? Ia să mă duc eu să mă... Bă, nepalezi ăștia, nu știu. Cine i-a pripășit pe aici, pe la noi, că e deranj. Ia să vedem pe unde e auto, pe-n față, pe acolo, pe la grădină. Iar grădina, dracu, tu puteai să te duci până la piață, ia sacoșa asta, vezi că e 3 sticle cu vin de la grasă de codnar, vezi că e nici lunea orelul să vină până la noi. Și bagă-le pastea la reci, vezi că am luat și cărnaș și niște pastramă și tot ce trebuie. Nu ți-am luat pui că nu... Am găini o grămadă, nu mă duc și dau la ele să mănânce, nu mă duc și am grijă de ele. Ia, te-am cumpărat pui el. Da. Bun. Ce faci? Ce să fac? Mă duc să duc specla asta.
A, ca să vii, că se întunecă și nu mai apuci să faci grătarul. Păi, să vedem. Vedem, dacă face și neacostică treabă cum trebuie, că l-am lăsat acolo, dar a zis că se duce după bere, bun. Dacă nu, ia sună-l și spune, bă, fă treabă ca să nu ajungem mai devreme și unul la grătar. Ticu a zis că se duce după bere. Da, că mi-a zis mie să iau. Ăsta a început să se cam opiște. Mi-a zis mie să iau și m-am făcut cam uitat. A zis că se duce el. Acum, nu, treaba lor. Hai. Lasă că o să am eu de vorbă cu tăticu. Și ține telefonul la pe lângă tine, că să vedem ce se întâmplă. Vai de capul meu, a început să lepiște. Acum a văzut și ea că tasul a început să lepiște. Până acum n-am mai văzut că tasul lepiște. A părăsit și porul și toate alea. Femei, băutură și cam atât. Atâta ce a făcut bine și el acolo. A plecătoare aia și cu toate alea. În rest, ferească Dumnezeu. Sper să urc pieptul ăsta aici, că e nasoală treaba. Sper să urc pieptul ăsta aici, că nu știu dacă pot să-l urc. Dacă... Deci că merg înfrânat, așa de grea este pieptul ăsta. Hai, tăi. Cum s-au lăsat cauciucurile, cum se deformează de la greutatea asta. De urcat orică nu ar fi problemă, că e 4x4, dar treaptă mică și să mergem așa. Hopa, hopa, Penelopa, hopa, hopa, Penelopa. Că n-am ce să-i fac. Nu am ce să-i fac. E nasol. A zis mie vecinul ăsta că îmi dă 10 milioane, dar rup și tractor și remorcă și pe mama dracu. Hai că mai mult. Și scăpăm aceea de pieptul ăsta. Hai din... Nu vrea să schimbe de nicio culoare. Cum îi dau a doua, cum face figuri? Cum îi dau a doua, cum face figuri? A scăpat de acolo, din pieptul ăla ce e jucărie, pistol cu apă. Pistol cu apă. Bă, oameni buni, n-are rost să vă mai rețin că o să mergem la descărcat în siloz, dus aici la tren, așa că, ce să vă spun? Vă spune 4 ore de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți, aveți o zi bună și multă sănătate. La revedere, oameni buni!